Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Viața Gorjului. Ne notăm atenția astăzi spre o acțiune care n-a fost doar în Gorj, sau a fost și cu contribuția gorjenilor, e vorba de Marșul pentru Basarabia, desfășurat acum două săptămâni, dar și despre, în general, mișcarea unionistă din România și ce mai înseamnă proiectele naționale, cu caracter național, dacă nu le-am abandonat pe parcurs, sau tânăra generație, dacă nu le-a abandonat pe parcurs. Suntem împreună cu domnul Valentin Chepeneag, președintele Platforma Civică Acțiunea 2012, a cărui îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Nu întâmplătoare este această invitație, deoarece dumneavoastră v-ați ocupat din partea Gorjului, ați coordonat de fapt acțiunea desfășurată acum două săptămâni din partea Gorjului, când zeci de tineri din Gorj au mers la marea acțiune de la București. Mai întâi o să vorbim și despre desfășurare și despre ce obiective ați avut acolo. E o întrebare acum de ziarist, de profesor, de poate toate la un loc, și anume, cum reușiți să capacitați, și aici vorbesc de elevi, studenți, cât și de oameni de cultură, poate și faptul că sunteți între ei ca și scriitori, dar cum reușiți să-i capacitați pe această idee națională, mai ales că se tot vorbește că tânăra generație a cam abandonat ideile acestea naționale, idealurile naționale? La început am fost puțin și ideea de naționalism se cam pierdusă, dar mediatizarea cuvântului român și marșurile pe care le-am întâmpinit și acțiunile pe care le-am făcut atât la București cât și în celelalte județe, i-au făcut pe tineri sau au trezit în tineri simțul și spiritul de român și simțul de naționalism. Și oamenii de cultură, profesorii care se ocupă de ei, nu poți să fii un om de cultură să spui că nu simți românește, sau atât timp cât ajungi acolo la cultură. Bine, avem foarte mulți oameni de cultură care sunt subvenționați din alte fonduri de pe afară sau ceva, care nu prea simt românește, dacă o luăm din perspectiva asta. Sunt prea europeni, poate, pentru gusturile noastre. Dar ideea esențială și care mi se pare de remarcat aici la această organizație neguvernamentală pe care o conduceți, este că fără cu eforturi mari, dar fără, să zicem, fără fonduri uriașe sau în orice caz la limită, reușiți să faceți o mișcare atât de frumoasă, pentru că tot făcând trecerea spre evenimentul de la București, spuneați ce remarca unul dintre cei prezenți acolo, faptul că a fost o mișcare frumoasă, a fost ceva în care nu s-au auzit nici urlete, nu s-au auzit nici înjurături, ci doar s-a vorbit de idealul național acela de mulți ani, din 1940 datează, de când ne-a plecat Basarabia, aceea ca Basarabia, Republica Moldova actuală, să revină la patria mamă. Scopul mișcării platforme unioniste Acțiunea 2012 este și rămâne încă unirea Basarabiei cu țara românească, prioritate națională. Aici am făcut, prin marșul pe care l-am întreprins duminică 12 octombrie 2014 la București, am tras un semnal de alarmă clasei politice să vină în sprijinul tinerilor, în sprijinul acestei națiuni și să ajute la, pot să-i spun, după 1918, cel mai mare proiect pe care dorim să-l punem și l-am pus în practică. Bine. Și tinerii sunt din ce în ce mai mulți. Dacă vă uitați, tinerii sunt din ce în ce mai mulți și entuziasmul acesta când aud cuvântul unire. Da, asta e ce surprinde în mod plăcut, da. Și anume, dacă înainte nu reușeam să mobilizăm pe o idee națională de 10 foarte puțin, da, 10-15 persoane, 20 sau în orice caz câteva sute la nivel de București, să spunem, acum dintr-o dată ați strâns 10-12 mii de oameni la București, toți cu steaguri naționale, toți cu însemnele tricolorului, dacă n-au avut steagul, însemnele pe față, și aceștia au mărșăluit. Și nu o fac, n-au făcut-o doar anul ăsta, o fac deja, e al treilea an. Al treilea an, da, am început în 2012 și un număr mic. Era o idee, o dorință. Platforma Civică este formată din mai multe ONG-uri, o coaliție de ONG-uri, și ideea a fost: vrem unirea Basarabiei cu țara românească.
În acel moment, fiecare lider de filială am dorit strângerea mai multor persoane să formăm un grup. Am fost foarte puțin, 2, 3, ieșeam pe străzi cu steagul, acțiuni, evenimente. După aceea, al doilea an a fost mai bine, al treilea an deja Gorjul, dacă strânge la ora actuală undeva la 200 de simpatizanți și adepți ai Unirii Basarabiei cu Țara Românească. Și un lucru extraordinar. Da, păi s-au văzut cu diverse acțiuni făcute chiar în acest an la Gorj și mă gândesc la cea din fața prefecturii din iunie sau când a fost ea. Da, am avut două acțiuni, trei acțiuni mari. În 2013, prin proiectul de lege pe care l-am introdus în Parlament, Pact pentru Basarabia, strângerea celor 100.000 de semnături pentru ca legea să intre în Parlament și să fie votată. În iunie, 28 iunie, am avut doliu pentru Basarabia, Marele Rapt din 1940, 1940, iar în martie am sărbătorit 26 de ani de 27 martie 1812 2018. 2014. Da. Da, foarte interesant. Haideți să mergem la meetingul de la București. O să rog pe colegii din regie să ne dea și câteva imagini făcute la acel moment, în urmă, cum spuneam, cu două săptămâni, și să ne spuneți ce a fost acolo, pentru că telespectatorii au și imagini de data aceasta. Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc. Nu pot trece peste această idee. Să le mulțumesc tinerilor din Basarabia, care, un număr extraordinar de mare, 1000 de tineri, au venit numai din Basarabia, fără studenții care învață pe teritoriul țării noastre. Deci undeva la 1300-1400 de tineri au venit numai din Basarabia. Așa cum vedeți, au fost oficialități înalte. Irie Năstase, Moise Guran, l-am văzut... El e un ziarist bun, da. Mai puțin la capitolul oficialități. Personalități cunoscute, cu notorietate, da. Aici e vorba de copiii de la Gorj care au fost, care aveau aceste steaguri. Țin aici să mulțumesc celor trei colegii din Gorj. Spiru Haret, Ecaterina Teodoroiu și colegiul Mihai Viteazu de la SADU. Bun bejiu, da. Coordonatorii dumnealor. Am reușit să aducem la început nu ne credeam că vom fi atâți, că vom fi 10.000 de tineri. Nu ne gândeam, și nu numai tineri. Spun tineri pentru că vorbesc din postura mea ca și tânăr. Dar să vezi 10.000, între 10.000 și 12.000 de persoane strigând vrem unirea cu Basarabia sau București și Chișinău și București, două inimi românești. E un lucru extraordinar, un lucru care te face să simți că ești român și să-ți dorești pentru ce te-ai dus acolo să militezi în continuu. Acum, apropo de aici, vedem o imagine cu Irie Năstase și câțiva din tinerii de la Gorj, trebuie spus un lucru, e mare lucru că acești copii au venit în stradă și au strigat acest vis uniunii. Ei nu știu, probabil, decât de la lecțiile de istorie despre Basarabia, deși se întâlnesc cu elevii din Basarabia, sunt încă, dacă am înțeles de cifrele oficiale, sunt peste 5.000 de elevi în România care vin din Basarabia, de învață în România. Bine, acum dacă ne gândim, atunci, după 1989, la un moment dat, erau cifre foarte mari, 30-40 de mii de elevi din Basarabia învățau, cred că în anul școlar 1992-93, învățau în România. Deci dacă nu mai atingem cifrele acelea, dar au fost și vremuri mai rele și chiar acum câțiva ani, când ajunsesem, elevii din Basarabia în România erau sub 1000. Deci lucrurile parcă stau mai bine acum. Noi nu ne mai dorim granița aceasta între, o să spun, România noastră și România lor, pentru că practic este aceeași Românie. Nu mai vrem graniță la prut, exact cum am strigat și în București. Ne dorim ca basarabenii să vină liber, neimpus, nu cu frică, să vină să învețe la noi. Bine, problema asta, deci e clar că nu vor veni niciodată cu frică în România. Problema este alta
Și anume, și aici cred că ar fi bine să vedeți voi, partea de tineret, ați găsit o soluție simplă, directă, aceea ca Basarabia să vină lângă România. Să vină acolo unde este locul. Da, să vină unde, de fapt să revină la patria mamă. Politic vorbind, există varianta că și Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană și automat să fim ambele țări sub steagul Uniunii Europene. Însă avem, apropo de ideea lansată de voi, sau nu lansată, sprijinită de voi și în general sprijinită de profesorii de istorie, de oamenii de cultură în general, este ca aceasta să se facă normal, așa cum s-a făcut Germania. Și nu întâmplător aduc vorba de Germania, pentru că vorbeam mai devreme de o declarație foarte interesantă a cancelarului german. Spune-ne tu despre ce este vorba. Mulți spun și aud în continuu vorbindu-se despre faptul că era mai bine în 90, atunci cu podul de flori și când un milion de basarabeni doreau unirea celor două state românești. Dacă am luat situația atât istorică și politică și socială a României de după 1989, am vedea că acest lucru nu era favorabil și vă spun și de ce. România ieșea după un prag de comunism total. Dar și Basarabia era în situația asta. Exact. Nu aveai cum un stat, chiar dacă eram puternic economic, să zicem, nu aveam cum să ducem în spate Basarabia. Nu aveam, o pierdeam. Deci în câțiva ani România o pierdea, pentru că tendința era mare. Mă refer aici la Rusia. România încă venea, nu aveam orizonturi clare, cum s-a și văzut de altfel. Noi nu aveam un orizont bine stabilit, încotro mergem. Știam de democrație, aflasem poate pe la posturile de radio sau unele televiziuni care își desfășurau activitatea în acea perioadă. Dar orizonturile erau cât de cât obstrucționate pentru noi. Eram în anii aceia, am prins și anii de facultate și totuși era o emulație fantastică, acele poduri de flori. Am ajuns și la Chișinău cu acea ocazie și singura, dar parcă acum românilor în general nu le prea mai pasă de partea națională. De asta și spun că e de remarcat acțiunea pe care o coordona și iată care a strâns mii de oameni în stradă, că parcă renaște acel spirit de a dori ca frații de o parte și de alta a Prutului să se întâlnească sub același steag sub național. De fapt, tricolorul au și ei, dacă ne gândim da, așa. E același simbol. Apropo de această idee, că vorbim de că Uniunea Europeană merge pe varianta aceasta, dar în același timp, spuneam cancelarul german, Germania care, iată, a făcut o unificare atunci la sfârșitul regimului comunist, ar fi un exemplu pentru noi. Sprijină o asemenea idee, nimeni n-ar condamna, însă, acum ajungem acolo unde e durerea cea mai mare și de asta și întrebam mai de... câți elevi, sau în orice caz, ce a însemnat participarea basarabeană la această acțiune, pentru că, cel puțin conform sondajelor, lucrurile stau foarte prost în Republica Moldova. Deci dacă noi am face un sondaj în România și am întrebat dacă românii își doresc unirea, cu siguranță proporția ar fi la cifre amețitoare. Deci cred că peste 80% din români spun că ar vrea unirea cu Basarabia, sau poate chiar 100%. Însă, nu știu dacă același lucru s-ar întâmpla în partea cealaltă. Ultimul sondaj făcut în Republica Moldova, revin la sondaj. Discutam de chestia cu doamna cancelar Angela Merkel. Ar trebui să fie un exemplu pentru noi. Noi discutam prin 2012, când am lansat acest proiect de țară, și spuneam că niciodată, și le spuneam tinerilor, am avut un obiectiv să-l ducem și avem un obiectiv să-l ducem la bun sfârșit. Și le spuneam tinerilor prin școli cu un proiect, oră de istorie pentru Basarabia, pe care am implementat-o în școli și am dus-o mai departe. Și tinerii au înțeles lucrul acesta pentru că trebuie să militeze. Și o fac, nu impus. Deci nu impus de cineva. O fac așa au simțit. Și le spuneam că niciodată Germania nu va putea, chiar dacă e o mare putere, niciodată nu va putea să spună mă opun unirii Basarabiei cu țara românească atâta vreme cât eu am trecut prin chestia aceasta de unificare și am dat un exemplu celorlalte state care au fost sub talpă comunistă. Am înțeles. Problema e
legată... Și revin și la, da, la chestia cu sondajul. Ultimul sondaj care s-a făcut în 2013, în noiembrie, arată că cetățenii Republicii Moldova doresc unirea cu țara românească în proporție de 78,7%. Da. Și sondaj făcut nu de Institutul Rus-Ucrainean sau... Nu, un sondaj făcut de Institutul Român. Păi aici poate ar fi și problema, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în aceste zile la Chișinău, mai ales că și ei intră într-o campanie electorală, vor avea alegeri foarte curând, e un mare echilibru între partea europeană, care coincide cu cea românească, și partea rusofonă, partidele rusofone, deci e undeva 40 și ceva la sută, în orice caz, în jur de 40%. Și bănuiesc că din partea rusofonă nu vom avea așteptări că ar dori unirea cu România. Deci de asta spun că lucrurile nu stau chiar foarte bine din partea politicii și poate șansa României chiar asta e, aceste ONG-uri, de să vină din partea populației direct, nu din partea politicienilor, indiferent de ce culoare ar avea ei aici sau în partea cealaltă a Prutului. Dar vorbeam de partea istorică și lansai mai devreme o idee pe care eu, cinstit, cred că s-a ratat ocazia. Spuneai că totuși nu era timpul pentru în anii 90 să facem această unificare. Da, dar avem același exemplu al Germaniei în anii 90 și chiar și în alte situații, și anume zona... chiar în zona de la sud de țara noastră, chiar dacă s-au întâmplat ce s-au întâmplat în fosta Iugoslavie, sau Cehia, Slovacia, sau poate exemplu cel mai palpabil, deși s-a întâmplat ca și în Republica Moldova, Letonia, Lituania, Estonia, care nu s-au mai întors așa cum le dea dreptul istoria spre Polonia, de exemplu. Dacă luăm istoria din urmă, mă refer istoria după 1990, a fost perioada aceea cu entuziasmul acesta. Și după aceea se pierde. Și dacă ne uităm acum, reînvie. Și suntem din ce în ce mai mulți care milităm pentru acest scop. E un mediu propice, un mediu favorabil, un context care cred că ne va duce acolo unde ne dorim. Să ne luăm Basarabia înapoi și nu cred că trebuie să renunțăm la această idee. Da. Apropo de această mișcare pe care o conduci și la nivelul județului Gorj și care, iată, începe să se impună încet, dar sigur, în peisajul culturii gorjene, în peisajul mișcării de tineret din Gorj, nu o mișcare subvenționată, nu cu alte interese decât idealurile naționale până la urmă. Aveți această acțiune a 2012 mai presupune și altceva decât partea unionistă sau au fost doar aceste tipuri de acțiuni legate de Basarabia sau aveți și alte lucruri în program? Prin ONG-ul pe care îl conduc și care face parte din platforma unionistă Acțiunea 2012, e vorba de ONG-ul Salvați Identitatea Satului, care, așa cum spune și titlul, ne ocupăm de... implementarea unor proiecte strict pe domenii istorice, tot ce ține de satul românesc. Da, până la urmă, dacă o luăm și pus în context național, simbolul românilor în general este satul. Da. Și automat totul pornește de la sat. Veșnicia s-a născut la sat, cum spune un poet cunoscut. Referitor la aceste activități pe care le-ați făcut și le veți face în continuare, vizați, deci spuneam încă o dată, doar să spunem așa, partea aceasta partea unionistă, de acord, dar nu, vizați doar acele gen marșuri, deci acțiuni de sensibilizare, sau vom avea și o latură practică, de exemplu, să strângem ceva, să strângem cărți sau altceva pentru Basarabia sau legături, adică întâlniri directe, nu neapărat sub forma unui meeting. Mă refer diverse schimburi de experiență sau alte lucruri cu Basarabia. Mă refer la conducerea de la Gorj și organizația de la Gorj. Vom desfășura de la 1 ianuarie un proiect, carte de istorie sau carte pentru Basarabia. Și dorim... mediatizarea acestui proiect, implicarea oficialităților
Pentru că noi am mai avut cei de la București, cei de la Balș, cei de la Craiova, în fiecare an s-au ocupat cărți, de trimiterea cărților din România în școlile basarabene. Da, deci asta, carte pentru Basarabia, va fi același lucru, adică acela de a sensibiliza românii să dea aceste cărți, ca ele să ajungă la copii, la tinerii din Basarabia, da, nu? Da. Cam asta e ideea esențială. Dar, cred că ar avea un rol important, sau voi știți foarte bine că lucrați cu omul mult mai direct decât alte instituții, nu cred să ar fi utile, în măsura în care ar exista, să zicem, și resurse financiare, să aveți acele întâlniri, adică copii, tinerii din Basarabia să comunice, bine, aveți, acum suntem în epoca internetului și toate facilitățile, dar, deși, dincolo de Prut, e puțin mai dificil din acest punct de vedere, din ce am văzut eu în ultimii ani, încă nu au, să spunem, n-au ajuns la nivelul nostru din punctul de vedere tehnologic. Cum vedeți comunicarea aceasta, genul de întâlniri, aceea să vină la noi, să se meargă de aici acolo, ceva de acest gen, nu v-ați gândit? Am vorbit cu câțiva directori de la diferite școli, tot în 2015 vom organiza schimb de experiență între școli, un fel de parteneriate între școli, nu le-aș putea spune, sau comunele, nu le-aș putea spune o înfrățire. Eu m-am născut și trăiesc în Bălănești, în comuna Bălănești. Acolo, în Basarabia, un profesor, un prieten de-al meu, este profesor de istorie acolo, în comuna, un foarte bun prieten. În comuna Bălănești. Comuna Bălănești din Basarabia. Basarabia. Da, foarte interesant. Și ne dorim ca pe parcursul anului 2015 să reușim, nu o înfrățire, că noi suntem frași, ar suna urât ideea de înfrățire, să reușim un schimb de experiență, un parteneriat între comuna Bălănești din Basarabia și comuna Bălănești de la Gorj. Da, interesant. Elevii de acolo să vină măcar pe parcursul vacanței sau, dacă e posibil, în cursul anului școlar, să vadă școala românească de aici, iar elevii din România să vadă școala românească din Basarabia. Da, cred că ar însemna foarte mult să vadă cei din Basarabia, să vadă că suntem la fel ca ei, că ne comportăm la fel și poate să-i vadă cum sunt elevii noștri în acel spațiu este, pe care l-au. Este un proiect pe care îl vom demara în următorul interval de timp. Foarte, foarte interesantă ideea. Revenind, pomeneai de acest ONG Salvați Identitatea Satului, satului românesc până la urmă. Da. Ce proiecte aveți aici? Sau dacă ați desfășurat ceva până acum, ceva relevant? Unul din marele proiecte, la Gorj nu am organizat. Unul din marele proiecte pe care doresc sper să-l duc și la bun sfârșit, cum le-am dus și pe celelalte, unul din marele proiecte pe care doresc să-l organizez la Gorj este simpozionul de 138 de ani de la nașterea marelui geolog român Ion Popescu Voitești, pe care împreună cu Centrul de Cultură, Istorie și Educație de la București și ONG-ul Salvați Identitatea Satului îl vom pune la dispoziția cetățenilor să-l vizioneze pe proiectul. Având în vedere că, practic, avem de-a face cu un profesor de istorie pe lângă scriitorul și membru în diverse organizații și comitete cum ăsta, că avem o listă lungă de la coordonarea acestui ONG Salvați Identitatea Satului, la copreședinte la Platforma Civică, până la membru în Centru pentru Cultură, Istorie și Educație. Întorcându-ne la istorie, cum vedeți, și acum poate și din partea ONG-ului, cum vedeți voi la acest moment situația acestei discipline istorie, nu neapărat la cum este predată ea în învățământ, cum e predarea sau promovarea istoriei naționale în rândul tinerilor? Și acum mă refer la spațiile nu oficiale, deci nu la instituționalizate, ci la cele din afara instituțiilor, gen școală. Istoria a ajuns un element de bază în școlile românești. Au plecat, poate și din cauza profesorilor care au dorit mediatizarea mai mult a disciplinei de istorie și văd aici mulți tineri cu care mă întâlnesc și le mai pun câte o întrebare așa diferită, de ce înseamnă Basarabia, de ce, și sunt mult mai dornici să cunoască istoria țării noastre decât cum erau în anii trecuți, unde disciplina de istorie era lăsată mai... Da, problema... Nu neapărat că era mai, poate mai grea sau... Da, problema e, învățăm istoria... Nu din obligație.
Deci aici e nu problema. Nu din obligație. Că nu trebuie învățată din obligație și problema ce luăm din istorie, pentru că așa dacă luăm inclusiv ziarele de scandal, inclusiv aceste foarte colorate, vin cu elemente din istorie, dar puse într-un totul alt context. Deci, practic, nu avem de-a face cu o istorie, ci cu senzaționalul din desfășurare. Poate sunt greșit date, luate greșit și puse în... Acum e ușor, copy-paste de pe... Apropo de acest lucru, Gorju leagă de istorie, cu siguranță. Aici s-au întâmplat foarte multe încă de pe vremea dacilor și romanii sau poate mai devreme. În general, în ultimii ani, autoritățile au încercat să facă câte ceva pentru promovarea turismului, dar istoria a jucat un rol secundar, cel puțin până anul acesta. Anul acesta, dintr-o dată, parcă și oficialitățile noastre încep să redescopere istoria. Și mă refer la o serie de acțiuni de la Muzeul Județean, la, apropo de ce a fost și în aceste sfârșitul săptămânii trecute și la... Da, un lucru mare pentru ca și altele, lansări de cărți, de istorie, parcă lucrurile încep să meargă. Ne dăm seama de imensul potențial istoric pe care îl are Gorju. Gorju întotdeauna a fost. Începând de la... campaniile lui Marc Aurelius la noi, de la daci și romani, continuăm cu Ecaterina Tudor Vladimirescu, Ion Popescu Voitești, pe care l-am amintit adineauri, și numai personalități celebre, nu... Dar nu ne-am arătat până acum atât de demn de această istorie. Noi am știut de ele, românul a știut de... Și a, nu, a știut cu siguranță de că toată lumea știa de ele, dar nu le foloseam nici... Pasivitatea de a le pune în discuție, comoditatea, să le spun mai simplu, comoditatea. Acum și viața cotidiană, aș aduce în discuție și altceva. Bun, am avut, apropo de ultimile zile și ultimile săptămâni, că practic suntem în manifestări de pe la sfârșitul lunii august și iată că nu s-au terminat nici acum. Foarte multe acțiuni reușite. În schimb, participarea la aceste acțiuni, și acum mă refer la publicul larg, destul de redus. Mai degrabă deci cu siguranță ați strâns voi mai mulți în momentul când ați plecat la București, decât s-au strâns, să zicem, la o acțiune la Coloana Infinitului, aceea legată cu Mărul de Aur. Unde ar fi problema? Nu știu, probabil coordonatorii care și mediatizarea acestor evenimente. Dar cred că cel care coordonează cât își dorește de mult implicarea celorlalți în proiectul pe care el îl desfășoară. Noi la București am participat, anul trecut am fost 5 persoane, iar anul ăsta am fost 47 de persoane de la Gorj. Și cred că... Și probabil anul viitor vezi 100, dacă luăm pe procentul... Da, noi în viitor dorim angajarea într-un proiect mult mai mare, ceea ce înseamnă marșul pentru Basarabia. Sper că să fie ceva simbolic, de asta am și ales varianta ca acest titlu să rămână și ca titlu de emisiune, pentru că Marșul pentru Basarabia nu se referă doar la acțiunea din 12 octombrie. E un marș pe care probabil... Da, e un marș continuu și care probabil nu știm când a început. Se va sfârși doar în momentul în care Basarabia va fi readusă la trupul țării noastre. Da, asta era și, da, era și ideea aceasta, pentru că el nu se va sfârși decât în momentul când Chișinău și București vor fi din nou două inimi române. Ele sunt și acum două inimi românești, dar deocamdată bat în de o parte și de o parte și de alta a Prutului. Revenind la cartea de istorie pe care o oferă Gorju la acest moment, și spuneam că pare puțin mai bine valorificat acum față de cum era altă dată. Și autoritățile își doresc lucrul ăsta. Din ce în ce mai mulți oficiali ai Gorjului văd implicându-se în cultura gorjeană actuală, trecută, dar îi văd din ce în ce mai dornici să se afirme sau să afirme că Gorjul reprezintă un izvor de istorie. Bine, ne-o spunea cu 100 de ani în urmă, cu un secol și ceva, Alexandru Ștefulescu, da. Și iată că am rămas doar cu spusele. Nu întâmplător, Săptămânalul Vertical chiar lansa o idee în ultimile numere și aceea, haideți să vedem, dacă o luăm așa, de la
marile cărți de istoria ale lui Ștefulescu despre istoria Gorjului, am avut contribuții. Sunt cărți pe istoria Gorjului, dar n-am mai avut o lucrare de asemenea amploare. Poate că dacă tot facem aceste acțiuni, mă, poate vom găsi timpul la un colectiv de istorii sau poate chiar la un singur autor care să ne lase o istorie, un Gorj istoric și pitoresc, apropo de titlul lui Ștefulescu, care să cuprindă toate marile momente, adică să te poți raporta la o asemenea literară. Lucrare. Un fel de România literară. Da, da, ceva de genul ăsta. Și deocamdată acest lucru nu s-a făcut sau n-a venit ideea. Poate vine din partea asta a ONG-urilor o idee de acest gen de a ne strânge, pentru că până la urmă fondurile vin și pleacă, se găsesc, nu se găsesc, dar... Noi ne dorim. Acum suntem o mână de oameni în orașul acesta. Nu cred că nu s-ar putea realiza și, exact cum v-a spus, e o mândrie să-ți vezi Gorjul, cum s-a întâmplat acum și cu Mărul de Aur. A fost premiat cu Mărul de Aur. E o mândrie pentru tine să spui că vin din orașul Brâncuș, să spui că trăiești în orașul lui Caterina Teodorului sau altor personalități istorice cu nume mari. Exact cum spunea un prieten de la bar și președintele al marii al ONG-ului Salvați Identitatea Satului, mi-aș dori să trăiesc la tine în Gorj printre marile valori. Da, dar poate că noi nu suntem atât de conștienți de imensa bogăție pe care o avem. Și aici mă gândesc la aceste mari personalități, la acest trecut care vine din toate de foarte mult timp, de mii de ani. Și poate nici nu știm să îl valorificăm, pentru că pe lângă aceste, să zicem așa, simpozioane sau diverse aceste lucruri, ne întâlnim la nu știu care loc, la Baia de Fier, la Nova sau ceva, ne facem că într-adevăr sărbătorim ceva, dar dacă ar veni turistul în Gorj să viziteze, apropo de partea cum fac occidentalii să-și promoveze, ei promovează... Deci chiar dacă au lucruri mărunte, le fac o întreagă poveste și le promovează. Știu să au un marketing fantastic. În timp ce noi, gorjenii, poate am păcătuit la acest capitol, că n-am știut să ne punem în valoare aceste obiective. Adică avem, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Cred că noi ne încadrăm cumva la acest... Cu siguranță vom ști de acum înainte, că nimeni nu s-a născut învățat și învățăm din greșelile altora, nu ale noastre neapărat. În ce greșesc alții, învățăm și noi. Acum, întorcându-ne la ONG-ul pe care le reprezinți, v-ați gândit la accesarea unor fonduri europene pentru aceste proiecte care le-ai enumerat mai devreme sau chiar cel altele? Cu Salvați Identitatea Satului? Da. Da. Ne gândim să demarăm, să obținem niște fonduri, mai ales că eu, cel puțin la Gorj, doresc să duc la bun sfârșit multe din lucrurile pe care mi le-am propus. Și așa cum noi trăim din cei 2% și foarte puțin nu ne ajungă banii pentru... Nu, da, apropo de salvarea identității satului românesc, țin minte, până în 1989 era o problemă, și anume că Ceaușescu dărâmă satele, că te distruge identitatea, nu știu ce. Păi, Ceaușescu a murit de 25 de ani, însă tendința s-a păstrat în satele românești, practic, abia doar la muzeul la Curtișoara, apropo de Gorj, și cred că izolat în fiecare sat mai găsești o casă, două, care să fie de peste 100 de ani. Practic, am pierdut deja tradiții și obiceiuri extrem de importante. Această mișcare, Salvați Identitatea Satului, cred că s-ar impune să devină chiar o politică de stat pentru a mai salva ce se mai poate salva din satul românesc. Stăteam zilele trecute cu niște membri ai platformei Acțiunea 2012 și ne desfășuram câteva amintiri ce a însemnat pierderea unor lucruri istorice pentru noi. Mă refer aici la faptul că niciun elev sau, mă rog, nu mai era ideea de a păstra lucrurile vechi. Fiecare arunca, nu-l mai interesa de unde provine o oală de pământ, iar acum fiecare caută acele valori. Au ajuns la concluzia că, de fapt, tot trecutul nostru istoric stă în lucrurile acelea mici. La un costum popular și, dacă vă uitați mai bine, toți aleargă să achiziționeze, să-și pună în valoare portul și obiceiul străvechi.
Dar aici vorbim de o încurajare pentru tradiție, pentru să conservăm ce a fost, sau doar din dorința de a face bani din această activitate, sau în orice caz de a profita cumva mercantil de chestia asta? Există și dorința de profil a cei care comercializează, și mă refer aici la costume populare, ea românească, tradițională, da, celebra, foarte cunoscută celebra, în toată Europa, e, da. E românească, dar și dorința de păstrare și de conservare a trecutului nostru. Da, profităm de faptul că avem printre, deci avem ca invitat un scriitor și încă unul care bate la porțile afirmării destul de hotărât. Cum vede la acest moment un scriitor, poet, din câte cei care cunosc cât de cât sau au auzit de faptul că, poate nu s-au întâlnit cu poeziile tale, dar cu siguranță au auzit de faptul că scrii poezii. Cum vede un scriitor acum, de la Gorj, această problemă a identității naționale, nu neapărat în relația cu Basarabia, identitatea națională românească, la această vreme de răstruce, când, iată, suntem deja integrați în Uniunea Europeană de câțiva ani și se tot spune că noi ne-am putea pierde această identitate în favoarea importului de toate și de orice până la urmă. Din punctul meu de vedere, pentru mine cel puțin ca și poet, ca și scriitor, lucrurile sunt mai în vogă a le pune pe hârtie acum când perioada asta renaște, decât atunci când era într-o umbră. E mult mai entuziasm, mult mai entuziasmată dorința de a scrie și de afirmare. Acum e și posibilitatea de promovare, apropo de... Da? Eu vorbesc din postura mea ca și poet. Nu, mă refer că ajungeți mai ușor la public, sunt, da, aceste de la Facebook spuneam, și toate astea, deci... De a da cititorului o fața pe care ne-o dorim și care o acceptă. E dulce, e plăcută. Am înțeles. Păi, nu ne rămâne decât să-ți mulțumim pentru prezența la această emisiune. Invitație. Cu siguranță ne vom mai întâlni la alte acțiuni pe care o să le faceți aici la Gorj sau la nivel de regiune sau de țară, apropo de regionalizarea care se tot anunță se mai întâmplă. Mulțumim pentru prezență și eu vă mulțumesc din suflet și ne vom mai întâlni. Invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!